Da? E, despărțirea în silabe pare ușoară dar pune foarte multe probleme și e important să învățați un pic teoria Dar nu vă limitați doar la teorie pentru că mai trebuie să învățați pur și simplu și cuvinte pe care le găsiți, nu le știți corect și le învățați da? Vă faceți liste de cuvinte uh, Silaba, știți deja că o silabă are obligatoriu o vocală și că este alcătuită din sunete două vocale alăturate se despart. Ale, ființă, da? atenție la splin, da? că tot revenim la el, care nu se, nu desparte cei doi E, pentru că E-urile de ei sunt litere, da? Eu aud doar I și atunci n-am ce să despart. Agreează agrează aceea, da? Deci când am un diftong sau un triftong, la da? Le despart de restul de vocala precedentă. V-am scris cu roșu în șeuează pentru că e un pic mai greu, da? Aici am un triftong. O consoană între două vocale trece în a doua silabă, da? Cum e rece, taxi, abia. Atenție, de exemplu, la cuvinte cum sunt achitat, deci cu chechi, gheghi, acestea sunt un singur, formează de fapt un singur sunet, da? O singură consoană, de aceea trece în a doua silabă. Atenție la uh, cuvântul megidia. Eu scriu m d da? dar aud G, megidia. Și atunci uh, eu nu despart D de G, pentru că ele formează de fapt un singur sunet G și îl despart M-G-D-A. Dacă apare prin grile să-l țineți minte și vedeți că X se comportă ca o consoană uh, și trece în silaba a doua. Două consoane între două vocale se despart, da? Cum mai de exemplu înger, munte, leoarcă, boșdeucă, îl țineți minte peste, da? Mausoleu, boșdeucă se despart um, în felul acesta. Deci, două consoane între două vocale se despart, da? Cas tel. Însă, dacă am B, C, D, F, G, H, P, t, V, care primesc L sau R, pe acestea nu le despart nu-i foarte greu, pentru că oricum nu sună românește despart pat ru. O să despart pa tru, ca blu, suplu și așa mai departe. Aici se simt oricum uh, care sunt uh, e despărțirea corectă, se simte. Des uh, mai departe, dacă am trei consoane între două vocale, uh, se despart după prima consoană, da? Adică am fil, tru, l, între două vocale, o să spun fil, tru. La fel spun lin, gvist, de lin, cvent, vâr, stă. Aici sunt câteva excepții. Acestea trebuie învățate, nu puteți să le știți altfel. L, p, t, m, p, t, m, p, t, și așa mai departe, s, Acestea se despart după a doua consoană. Și vă întrebați acum cum Dumnezeu le țineți minte, că doar nu o să înveți așa l, p, t, m, p, t, n, c, -t n, d, v. Poți să înveți așa, dar pe mine nu m-a ajutat așa. Eu am învățat cuvinte. Câte un exemplu pentru fiecare dintre aceste grupuri. Și apoi am putut să fac analogia cu alte cuvinte. Da? Vedeți, e sculp, ta, da. somp, tu, os, link și punct, ta. Da. Punc, ție, sand, vici, arc, tic, jert, fă, ast, mult. Da? Pe acestea vi le scrieți și le învățați. Patru consoane între două vocale se despar la fel după prima consoană. Abstract, con, struct, În schimb, bine, sunt aici și câteva excepții, dar de regulă mai puțin întâlnite. Gangster sau... Um, um, de, sunt cuvinte care vin de regulă din altă limbă. 5 consoane între două vocale se despart de data asta după a doua consoană. Deci trei consoane și patru consoane se despart după prima consoană, dar 5 după a doua. 18. Port schi. Ei și ajungem la o altă categorie. Vorbim despre cuvintele compuse sau derivate cu prefix. De exemplu, am cuvântul despre. Cuvântul despre e compus din de și spre. Și am două modalități de a despărți cuvântul în silabe. Fie spun de spre și țin cont de elementele componente, fie spun despre și atunci țin cont de regula care spune că trei consoane între două vocale se despar după prima consoană. La fel de exemplu, dacă am cuvântul inegal, da, in e prefix. pot să despart fie in egal și țin cont de acest prefix și îl despart de cuvântul de bază, fie despart i negal pentru că o consoană între două vocale trece în silaba a doua. La fel sunt alt undeva, drept unghi, port, avion, da? romarta, sub linia sau sub linia. Da? Sunt ambele forme corecte. Bun, aici o să, a, vreau să mă mai opresc asupra acestor cuvinte, obiect, subiect, da, se despart ținând cont de pronunțare și țineți minte că orice cuvânt a, derivat sau, a și subiectivitate, subiectivism, da, a, sunt a, despărțite așa, subiect, obiect, da, subiectivitate, obiect, și așa mai departe. Aici sunt uh, regulile de despărțire la capăt de rând. De regulă, nu despar la capăt de rând abrevierile sau aceste cuvinte uh, reatebist, da? ceferist, da, le scriu pe un rând. Dacă nu mi încape, atunci trec pe rândul următor. Uh, numele proprii, da, po, pescu, nu scriu așa, da? îl las uh, într-un singur cuvânt al cincilea, da? nu fac, nu las al pe un rând și cincilea mai departe, da? nici prescurtările. Bun. Ajungem la exerciții, da? Despărțire în silabe. Până aici aveți voi ceva să mă întrebați? Atunci facem exerciții. Ureche, cum îl despart? Asta e simplu. Da. Unele sunt mai ușoare, oblic. oblic, oblic. Da. Obiectiv. obiectiv. A, așa, obiectiv. Nutriție. Nutriție. Nutri e. Și coafor? Coafor. Co da? Bun. Mai departe, cum îl despart? P-E-Ton, Pieton, da? mau soleu mau Așa, astea le țineți minte acum. Mau soleu, următorul boj deu că. Bojdeu. Da? Deu ca lui creangă. Su da? Și a, acestea care sunt cu uos la sfârșit se despart respectu os, meritu os, afectu os, da? Bun, constructor am N, -s -t -r, da? Patru consoane între două vocale, con struc Sublim, B și L nu se despart, da? sublim, blim Sculptură? E L, -p -t, grupul acesta care se desparte după a doua consoană. Punctual? punctual. Iarăși e N, C, T și îl despart punctual. Bine, eu am marcat aici uh, uh, ceea ce pune probleme, da? Dar asta nu înseamnă că sunt doar două silabe. Eu spun punc, tu, al, da? Arc, tic, e iarăși grupul r -c -t, și îl despart arc, tic. Hai să vedem și aici. Sezonier. Sezonier, îl scriu, că l am sezonier. Lingvistică? Am N. Deci e lin, gvis, vis. Una am scris, alta am zis. T, De ce? Pentru că grupul ăsta N, G, V nu este printre cele enumerate de mine, da? Care se despart uh, ca excepție, da? Sunt, uh, fac parte din regulă. Trei consoane între două vocale se despart după prima. Delingvență, de lin ven Da? E aceeași regulă. Jertfire. Jertfire. Aici am r -f, da? Se desparte uh, diferit, da? După a doua consoană. Iar reflexiv. reflexiv. Deci x vine la sfârșit, da? Se comportă ca o consoană. O consoană între două vocale trece în silaba următoare. Acestea sunt cuvinte formate prin compunere sau derivare, neschimbat. Cum îl despart? Fie ne schimbat și este după uh, modul în care este el format sau pot să spun nes bat. Da? Manuscris. Fie zic fie ma nus cris, Da? Monoclu la fel, fie zic. Mon oclu, fie zic mo no clu. Da? Teleschi. Tele da, se scrie cu k da, nu cu k ca în engleză. Și sau te, aici sunt două silabe, da? Tele teleschi. Da? Și sublinia Sub, sub linia sau sub linia. Sau su bli nia că B și L nu se despart. Le-ați înțeles? Da? Că vine partea, e de fapt cam ultima, așa mai importantă, care pune și mai multe probleme. Accentul, așa că accentul vă supără foarte tare.